Tragem cu adia. Bătrâna de 84 de ani a fost scoasă din apartamentul în care locuia, mai mult moartă decât vie. Medicii au găsit-o inconștientă lângă fiul său, care murise deja. Erau blocați în locuință de ceva timp și nimeni nu mai reușise să ia legătura cu ei. Vecinii au bănuit că ceva cumplit s-a întâmplat, pentru că cei doi nu mai răspundeau la telefon, așa că au sunat un alt fiu al femeii care locuiește la București. La rândul lui, acesta a sunat la 112. Am fost anunțați pentru a interveni la un apartament cu persoane blocate, posibil persoane blocate. Am ajuns la fața locului, am escaladat cu ajutorul accesorilor din dotare pentru peste de terasă, am pătruns în apartament unde am găsit două persoane, una de sex feminin în stare de inconștiență și o persoană decedată. Cei care îi cunoșteau spun că de sâmbătă nu au mai ieșit din casă. Bărbatul suferea de pareză parțială, iar mama sa era și ea bolnavă. El a avut o pareză și ea, când l-a văzut pe el că l-a adus cu ce l-a adus de la București, tot cu o pareză, i-a făcut să pareză că a zis că îi l-aduce. El, având o pensie mică, asta mă gândesc, s-ar putea și din cauza asta. S-a făcut rău sau ce? Bă, cred că da, dacă spune că el nu metastază, așa a spus doamna care e. El mort, știu că dacă mai fac și pe al doilea, că așa vorbea de astăvară, că dacă îl mai fac pe al doilea, zice, mă distrug. Era bolnav, era în vârstă, nu? 90 și ceva de ani, el era paralizat. Corpul bărbatului a fost ridicat de medicii legiști, iar femeia de 84 de ani a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență în stare gravă. Urmează ca polițiștii să stabilească exact împrejurările în care s-a produs tragedia.